Guvernul suedez va continua să finanțeze programele din domeniul energiei durabile și cele pentru ameliorarea climatului investițional din țara noastră. Asigurarea vine din partea ambasadorului Suediei la Chișinău, Ingrid Tersman, după o întrevedere cu ministrul economiei, Stefan Bride. Oficialul a declarat că țara sa va continua să sprijine Republica Moldova în continuarea reformelor. În cadrul întrevederii, ministrul economiei a spus că pentru a fi mai aproape de antreprenori este necesară o comunicare directă și deschisă cu reprezentanții mediului de afaceri. Din 2011, Suedia a acordat asistență financiară țării noastre în mai multe proiecte din domeniul eficienței energetice.